După mai multe săptămâni de proteste spontane și greve de avertisment fără niciun rezultat, angajații instituțiilor din subordinea Ministerului Muncii au intrat de astăzi în grevă generală. În consecință, în județul Hunedoara sunt sistate serviciile către beneficiarii Casei Județene de Pensii, AJFM, ITM și AJPIS. Dacă guvernanții nu vor găsi rapid soluții pentru revendicările protestatarilor, există riscul ca pensiile, alocațiile și ajutoarele sociale să nu poată fi plătite la timp luna viitoare. Negocierile de vineri dintre sindicate și reprezentanții guvernului au eșuat, motiv pentru care astăzi a fost declanșată greva generală. Dacă nu se vor găsi soluții cât mai repede la revendicările angajaților, o grevă generală prelungită pune în pericol plățile către beneficiarii de pensii, alocații, ajutoare sociale și alte beneficii. Au intrat în grevă generală peste 95% dintre angajații Casei Județene de Pensii și AJPIS, 100% dintre angajații de la AJUFM și doar 20% de la ITM Hunedoara. Începând cu data de 27 noiembrie, membrii sindicatelor afiliate la Federația Sindicatelor din Ministerul Muncii, cât și angajații neafiliați în sindicate, declară grevă generală pentru eliminarea inechităților salariale și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă. Această acțiune vine în contextul eforturilor constante ale Federației Sindicatelor din Ministerul Muncii de a obține condiții de muncă optime și remunerare echitabilă. Membrii sindicatelor au considerat că greva este un pas necesar pentru a atrage atenția asupra problemelor semnificative cu care se confruntă angajații din instituțiile Ministerului Muncii. Scăderea puterii de cumpărare și impactul inflației au accentuat la rândul lor starea de nemulțumire și au impus necesitatea acestei măsuri, mai transmit sindicaliștii.